Bună seara și bine v-am găsit! Cu o mare bucurie și o mare surpriză să-l avem din nou alături de noi pe Anatol Basarab, psiholog, numerolog și multe alte lucruri care îl recomandă pentru că deja văd că îl căutați pe toate canalele, peste tot și îl găsiți mai ales pe Asociația Numerologilor din România, însă iată din când în când și pe la noi în vizită cu un subiect foarte, foarte actual. Bună seara și bine ai revenit. Mă bucur <laughs> în sfârșit Bună că seara. te revăd în studio la filmare. Bine te-am uh, găsit și pe tine și pe telefecătorii tăi. Bună seara încă o dată. Le-a fost uh, mare dor de tine, Anatol, să știi că dacă mă întreba cineva ceva, când mai vine Anatol Basarab și cu tot felul de întrebări. Însă pentru că n-am putut să răspundem la toate, am făcut o sinteză. Am uh, citit câteva mesaje da. și mi-am dat seama că uh, majoritatea oamenilor au suferit modificări în urma întâmplărilor pe care le-am petrecut în ultimii 2-3 ani. Zic și eu așa: întâmplări, ca să folosesc un cuvânt mic, da. de fapt au fost vector de schimbare serioși pentru fiecare dintre noi, la nivel global, da. nu doar pentru români. Și atunci am zis să abordăm așa ceva mare, cum îți place ție, și pentru că mi-am adus aminte că ai făcut cândva un curs excepțional de larvologie, nu știu cât de multă lume ar putea înțelege ce înseamnă asta, însă cred că vor înțelege când vom intra mai adânc în subiectul pe care îl pot citi cu toții pe burtier acum, modificările creierilor, creierului uman în raport cu informația media. Și aici când spun informația, mă gândesc la informația care îți vine prin televiziune, prin radio prin mediul online, absolut tot ce auzim, tot ce vedem ne impactează, inclusiv afișele de pe stradă, inclusiv campaniile outdoor. Da. Așadar, hai să intrăm direct în subiect. Cum s-a modificat creierul uman, care acum 3000 de ani era mai mare în primul rând, și cum s-a modificat creierul uman în urma întâmplărilor și bombardărilor mediatice din ultimii 3 ani? Foarte interesantă întrebare, chiar ar putea spune extrem de importantă și cred că vis-a-vis de, -vis de subiectul ăsta ar trebui să se apropie sau să se aplice practic oricare dintre noi pentru că uh, înțelegerea lui profundă este are un impact asupra vieții noastre și a modului de a ne-o trăi de o importanță să spunem așa, vitală. Creierul nostru sau omul sau modul lui de a gândi nu s-a modificat în ultimii trei sau 4 sau cinci ani, el se modifică dintotdeauna, trecând de la o etapă, să spunem așa, de guvernare sau de la o etapă istorică, de exemplu tip post, perioada preindustrială. industrială Acolo e făcut pe oameni să gândească, să analizeze lucrurile cu tot diferit în vederea atingerea anumitor scopuri sau interese sau modalități de a supraviețui sau conviețui cu ceilalți, în acea conjunctură istorică cu acele problematici care erau. După care viața a devenit din ce în ce mai ușoară, că așa am vrut noi. Viața a devenit din ce în ce mai ușoară, alfa obligă pe om să gândească din ce în ce mai puțin, când în locul lui gândește cineva, șeful, adică știi, când tu ești angajată să faci ce s-am spus, nu să gândești, noi ce gândim noi. Dar de multe ori nici nu ne gândim, ne dă proiectul cineva mai de sus. Decât e un film noi. iconic cu Charlie Chaplin despre exact. asta. Și atunci am întrecut în altă perioadă istorică, perioada industrială. Acolo era educat din școală să repeți, adică să poți să reproduce. Uh, asta te învățau în școală eu predam, tu asimilaie și era obligată să reproduci maximum de, apro de fidel uh, pentru că așa de monotă mai mare dacă greșeai o virgulă sau uitai ceva, înseamnă că nu ai reprodus astăzi nu mai e nevoie pentru că telefonul ăsta poate reproduce toate răspunsurile cu o fidelitate extrem de mare și a profesorului și a elevului. adică de ce ar mai trebuie Astăzi ar trebui să învățăm să gândim. Dar uite că aici um, suntem înconjurate de atâtea lucruri din ce în ce mai inteligente. Televizor inteligent, știi, cam bancul la uh, Marie Noi te, te televizorul inteligent, frigiderul inteligent, mașina inteligentă. Pe saima, nu mă, -mă trăiesc proastă, <laughs> Cam. Adică și atunci aparatura tehnică începe să iei locul în direcția gândirii inclusiv a omului. De exemplu, astăzi pe Facebook sau pe rețeaua oricare de socializare nu te blochează un om care îți analizează produsul activității, hotărăște el acolo după niște criterii că ai încălcat normele societății sau comunității care devine și asta din ce în ce mai sensibilă. Nu poți să spui ceva că gata, ei sunt sensibili și ai încălcat legile sau ai le încălcat conduita socială. O face un algoritm, de fapt face un program de calculator. Și dacă cu programul respectiv o hotărât că ai încălcat, nu știu după ce criterii, dar te-au încălcat și te-au blocat. Și gândiți-vă că de aici încolo inteligența artificială o să ocupe spațiul din ce în ce mai mare, mai vast și o să-l oblige pe om să gândească din ce în ce mai puțin. Dar dacă vorbim despre informații în general și informația care a fost propagată pe tot globul, că acum noi trăim într-un sat mare, așa, care e un oraș, o țară care se numește Zuckerbergia și cam toți suntem cetățenii ai Zuckerbergiei, așa, cu ranguri și cu poziții diferite în statul ăsta, paralel, de fapt, el așa nu există, dar are mai mulți bani decât, toate, decât câteva state din Europa, deodată, adică PIB-ul câteva țări, țări din Europa, e mai mic decât, e mai mic decât al Zuckerbergiei. Și că deja încep să dorești să fii cetățean al Zuckerbergiei pentru că nu are granițe așa, fizice. Poți trece ușor dintr-o țară în alta pentru că ești cetățean al globului, cumva așa. Și apare întrebarea, unde plătesc impozitele totuși? Și dacă tot așa, mă o să începem să le plătim tot în țara și la Ministerul Zuckerbergiei, și acolo să plătim și impozitele și asigurările probabil de sănătate la Ministerul Sănătății a Zuckerbergiei. No, cam așa. Important este că ce informații s-au răspândit astăzi în, adică astăzi, în ultima perioadă de timp. Pornind de la ideea că orice tip de informație produce un rezultat, adică produce un efect. Orice tip de informație. Că informația pătrunde pe canalele uh, cunoscute uh, prin analiza analizatorii noștri, uh, receptorii analizatorii, uh, sau ocolindu-i peste într-o sferă, adică intuitiv, prin direcția, uh, spunem așa, para. Uh, uite, noi vedem cu ochiul, dar vedem și cu ceva uh, care este și cu pielea vedem. Și pielea reacționează la și deci diferite, de exemplu. Deși pe este al doilea nostru plămân, totuși ea îndeplinește și funcția de a vedea. Sunt oameni care, uite așa se numește dermoscopie, adică îi pot vedea cu mâna, cum ar fi, cel puțin culorile la început. Pe urmă pot vedea și mai multe lucruri dacă te antrenezi. Lumea în care trăim noi este compusă din câteva lucruri și care se influențează reciproc, dând naștere diferitor forme de materie, diferitor forme de densități, oscilații, lungim de unde și densități a materiilor. Uh, și asta este util. Uh, energia, uh, măsura și informație. Uite, dacă energie o avem necesară și măsura o cunoaștem care este a energiei respective, ce energie ca să nu se coacă ceva, sau, să, sau e suficientă energie ca un proces să se deruleze sau să nască sau să continue. Uh, peste două le avem, spunem, în măsură uh, necesară și suficientă. Dar nu avem informație necesară produsul, nu, adică evenimentul nu va avea loc. Uite, informația modelează tot. Dacă am putea să spunem așa, noi ne naștem datorită informației și murim mai devreme sau mai târziu, tot datorită informației. Nu atât energiei și nu atât um, materiei, cum ar nu materii în sine, ci, nu atât energiei cât și um, măsurii. Uh, ce anume informație. Pentru că ele depind de ele într o Interdependență, într Interdependență da, da. în totalitate, creând diferite forme de evenimente și restul. Și asta ne dă peste cap în timp vitalitatea. Adică capacitatea noastră de a menține viața în orice condiții maxime de medium, sociale sau psihologice sau foame sau oricare altceva. Deci am putea trage o formulă, așa am putea spune, conform formulei. V este egal cu I asupra lui E. De unde? Vă este capacitatea de a menține viața în condiții maxime de mediu, condiții maxime sociale, de război psihologice, capacitatea fiecărui om de a menține viața în el. Este informația conștientizată, anume cunoașterea pe care o deții într-un mod real și o poți folosi, aplica, utiliza în condiții sau în, în diferite situații care permanent se modifică ale mediului înconjurător. Adică merge vorba de acea informație pe care tu în mod real o poți folosi la ceva, la o situație oricare de viață, de supraviețuire, la un context oricare, adică real informația te ajută la ceva. Toată ceilalte informații redundantă sau parazitară, care nu te ajută nimic, cu te lași și te ajută pe tine să știi că nu știu cine, nu știu cine căsătorit sau divorțat sau o mai apărut un copil la ei sau ceva. Adică sunt informații sociale, dar la ce te ajută? La nimic. E dacă o să ne uităm astăzi în, în sursele de informații, în jurul nostru, da. nostru incluzând aici, da televiziunile, radiofiziunile, ziarele și tot ce mai găsim în acolo, pagini diferite de pe internet, o să vedem că poți să pierzi o jumătate de zi, vei fi a impactat emoțional, te va prinde ca pe un pește acolo în cărligul propriilor tale emoții și poți să stai toată ziua în fața televizorului. Dar la sfârșitul zilei nu te vei alege cu nimic din, din nicio informație care real să devină bogăția ta și acea informație, în modul cel mai real posibil, să te ajute la, a, a, la ceva. Ei, uite, și ea este cantitatea de energie necesară pentru a menține propria existență. Și acum ne vedem. Dacă ei este mic, adică informația care real te ajută să uh, supraviețuiești sau te ajută la ceva, în modul cel mai real, pragmatic posibil, atunci ei fiind asupra lui e, adică va scade și, capacita, și, capac, e, și cantitatea de energie necesară pentru a menține propria existență. Și dacă nu mai e nevoie de atâta de multă energie, atunci și creierul începe să micșoreze, pentru că natura nu-și bate e, joc de resursele sale. Un om care consumă foarte multe e, spunem, e, informații, pe care real lui trebuie la ceva, Reală îl ajută la un moment din viață. Un învățat o stat la televizor și a învățat real ceva, cum să pună corect oul la clucit într-un incubator. Și a învățat asta atât de bine, pentru că atât de bine explicat încât mâine poate să înceapă el sau poimăn într-o situație dată, critică, de exemplu, poate să știe cum să faci din ou pui care la rândul lor vor face ouă și din acele ouă la rândul lor se vor face pui și restul ăsta. Sau cum să găsești, nu știu, apă atunci când nu ai apă în jurul tău? Cum să găsești tot? Sau cum să fabrici apa? Sau cum poți să o faci pe natură să-ți fabrici și țâi până dimineață? Sub influența diferitelor presiuni și diferență de temperatură, diferență de potențial, să se producă roa în ceva ca să poți totuși bea ceva. Uite, informația asta te ajută real la ceva acumulezi tot felul de informații care nu te ajută, atunci omul să seamănă în timpurile de astăzi cu ce? Știți că sunt oameni au o psihică, care aduc toate gunoaiele de pe stradă și le cumulează sau le depozitează la ei în casă. La un moment dat nu mai poți să în casa aia să intre, pentru că de fapt e o grămadă de gunoaie care au început să se strice, să intre în interacțiune între ele. Așa e și acolo. în capul omului exact, cu toată așa această și în informație. Și atunci informația este mult acolo, dar informația utilă este puțină. Și dacă nu informația este utilă, informația puterilor este mic, puțină, atunci creierul începe să ce? Să scrieze niște rețele neuronale simple, banale, pentru a prelucra o informație utilă, minimă, pe care o duce în cap, iar tot acel volum imens de, de informații redundante care nu au nicio importanță pentru evoluția ta, pentru evoluția civilizației, pentru dezvoltarea ta, vreo într-o fel oricare, pentru asta natura nu va aloca niciun fel de, spunem, energie suplimentară. Ea, din potrivă, e interesată ca omul să-și golească mintea, adică borcanul să-și golească, să rămână puțin în el, dar acel puțin să fie practic și valoros. Și din fiecare dată când mai înveți ceva, strat peste strat, strat peste strat, ca e, ca merge ca din, din scoică, adică stradul da, pe stradă, la dar perla, perla, da, perla da, de da. strad, rotindu-se acolo stradă pe stradă devine din ce în ce mai mare, din ce în ce mai mare și la un moment dat nu-i bai că pe ea a apărut un strat negru și din alb divinit neagră. Că încă după 10 rotații, puțin mai încolo, o să, de, o să devină iarăși dacă, din nou alb. Dacă îmi permiți o să <coughs> povestesc ce discutam noi înainte să intrăm în, în live, despre uh, micșorarea creierului uman în uh, ultimii ani, uh, o chestie uh, verificată de, de oamenii de știință și uh, chiar au constatat că, practic, 10% din mărimea, din dimensiunea creierului uman s-a pierdut. Da. Și, ca dimensiune, au plasat-o cam uh, la dimensiunea unei mingi de tenis. Deci, dacă ne gândim că acum 3 milenii creierul uman, era cu un plus de o minge de tenis, ne întrebăm unde și de ce a dispărut această bucată de creier. Explicația oamenilor de știință a fost că deja, exact cum ai început tu să povestești, odată cu industrializarea, odată cu lipsa unor nevoi de a gândi cu creierul tău, este exact ca și un mușchi care s-a atrofiat, adică dacă tu ai piciorul în gips, mușchiul acela nelucrat se va micșora, efectiv fizic se micșorează. Un picior va fi mai gros, unul mai subțire, așa și creierul. În decursul ultimelor milenii, ne fiind nevoie de atâta gândire față de homo sapiens care avea nevoie să se descurce cu informații esențiale, că exact asta da. ai spus în ultima secvență, Informații esențiale versus informații neesențiale. Da. Adică dumne, dacă eu am o informație esențială, rulez, gândesc, inventez un aparat, inventez, uite cum în deșert în tot Egiptul există apă potabilă, au inventat sisteme de, pentru a avea calitatea apei și așa mai departe. Adică atunci tu folosești creierul, dar creierele nefolosite ajung cumva și acum o să mă refer din nou la cursul tău pe care l-am parcurs. Foarte interesant, în acea conștiință colectivă pe care tu o descriei ca un egregor și fiecare cu egregorul lui la început. Adică nu toți oamenii, Adică că atunci când spui conștiință colectivă, da. nu înseamnă că noi toți românii suntem într-o conștiință colectivă a României sau noi, to noi toți oamenii de pe pământ avem o conștiință globală la care am... Da. Sunt diverse egregori pentru că fiecare om încă are libertatea Sigur că acum libertatea s-a micșorat dacă ne referim iarăși la ultima perioadă. Acum a fost chiar o demonstrație, chiar ca un experiment la vedere ceea ce poate face manipularea creierului uman de către informația mediatică. Pentru că toți am primit informații și toți ne-am comportat, adică am aderat la un egregor, cel care ne-a livrat informația respectivă, uh -huh. COVID, ne-COVID, yeah. ne vaccinăm, nu ne vaccinăm, așa, formă dintr-o dată, ne-am strămutat de la egregorul Covidului, la egregorul războiului și tot așa. Adică da. undeva există niște lucruri foarte, foarte mari ca să mă desprim puțin de cuvântul egregor și de cuvântul conștiință, ca niște nori care plutesc și oamenii se conectează prin niște fire nevăzute cu gândurile lor acolo și nu mai e creierul tău care gândește autonom evenimentul. Adică da. nu mai e eu și evenimentul. Eu, da. percepția și acel nor, acele grebor care ne a furat. Vreți să Acum, vorbesc despre asta? Cum se întâmplă tot mecanismul? E exact. Oamenii... Cred că ar fi foarte interesant exact cum ai predat da. acest curs, pentru că. Ca să ne deportăm de actualitate, pentru că asta da. poate naște conflict, oamenii abia așteaptă să se certe pentru ceva, A, hai să ne gândim la cei care asta fumează. Place, e Gregorul fumătorului. Cum ai, cum ai spus, cu oamenii abia așteaptă să se certe pentru ceva. Pentru și ceva da. Foarte bine fac, pentru că atunci când se certe pentru, ce, pentru ceva, ei consumă o cantitate de energie, dar am, am spus deja înainte, am vorbit despre ceea ce înseamnă vitalitate. Adică ce vor păți în momentul respectiv? Tocmai își vor scade nivelul lor de vitalitate. vitalitate. Și acum o să vedem pe stradă că o să vedem oameni așa semi-adormiți, oameni care gândesc greu, că cumva parcă le le deci, vitalitatea mm -hmm. e mică. Dacă înainte puteam să o luăm din pregașca, din spunem, cercul meu de prieteni, 20 de oameni și să urcăm muntele foarte rapid cu ei și din distram, acum nu că am îmbătrânit, că au trecut mm -hmm. 2-3 ani da. de zile, 5-3 ani de zile, 4, dar acum deja nu prea găsești oameni care să aibă atâta vitalitate încât să urcă muntele distrându-se. Și dacă vor ajunge acolo, vor ajunge plin de nervi și obosesc deja. Um, încă o dată, vitalitatea este egal cu ea asupra lui ei. este o formulă, nu? adică putem să o folosim de fiecare adică dată, adică energia și informația energia și informația, cantitatea de energie necesară pentru a menține viața, propria ta existență și informația care e reală, utilă necesară, uite Uh, aici televiziunile nu au și o treabă Pentru că ele nu sunt vinovate Deși ele sunt implicate și mass media -a la fel oricare sunt, ar instrumente. Acolo, sunt instrumente da. La bun început ei de exemplu au fost interesați Ca să învețe pe oameni ceva Inclusiv când era televiziunea de stat Nu puteai spui orice la, la televiziunea da. de Categoric. stat Trebuie să-i cumva pe cetățenii românei să devii cumva, să lupte, lupte cu o abnegație pentru propășirea poporului român da. Și multe altele. Da. Dar asta încet încet pe oameni Eu spunem așa, eu făcut să cit puțin, în raport cu alte țări unde oamenii gândeau, erau libertatea de a gândi și altfel. După care iar vine mass media și noi le-am dat muzică clasică, dar ei nu le place și atunci când le dăm manele lor le place și atunci le dăm manele făcându-le manele că crește ratingul, îi și mai tare. Acum e cercul vicios. Noi vrem să-i scoatem din cercul vicios, adică să-i facem deștepți, să dar educăm, e să-i educăm, da. dar ei nu se uită la astfel de televiziuni și mor de foame da. la astfel de emisiuni. Și atunci tu trebuie să le dai ceea ce lor le place, ca și cum. Dar da. tu ei făcut să-ți placă, pentru că le, le, placă. Exact. Pentru că oferta, știi, omului place. Omului place dacă le să oferta facă omul... trebuie să fie legătură cu cererea. Cu un scop. Da. Dacă e cu cererea, atunci o să obținem de fiecare dată. Da. Mâine o să ceară droguri, mâine o să ceară la televizor sex online, o să ceară tot felul de chestii, pentru că omului natura lui este uh, um, orientată asa, spre plăcere și consum. Așa, adică spre lucruri care duc uh, spre autodistrugere. Da. Și dacă vrei să evolueze, trebuie să existe deasupra lui cineva. O antrenor, un, un general, un instructor, cineva. altfel omul nu vrea să evolueze, că el vrea să meargă pe calea minimă rezistenței. El vrea să devină președintele țării, dar să nu facă nimic. El vrea să devină ceva, dar să nu depună efort, dar să nu știe prea mult, dar să nu se obosească prea mult. Calea minimă rezistență. Natura, a, natura asta e natura animalică din om. Orice animal, după ce mănâncă, stă vălește pe acolo, nu se mai gândește de aia, se uită la soare, nu știu. Iar am mâncat, iar devine agresiv, iar vânează pe cineva, un semin de-a lui sau nu, așa, se hrănește și merge mai departe. Ei, când merge vorba despre oameni în general, asta e diferența dintre oameni și restul, care, spunem așa, au proprie Conștiință, în care poate să aleagă vreau, nu vreau, pot să fac asta așa, într-o măsură mai mare sau mai mică. Furnicile nu au chestia asta deși la ele în lumea lor în socială și psihologică și psihosocială în același timp, există reguli de apărare contra bolilor, de apărare contra pandemiilor. La furnică, despre care se spune că are creierul cel mai mic. E și vorbea românesc că ai un creier de furnică. Exact, dar în schimb au niște instincte foarte bine prezentate sau un soft foarte bine cusut care nu are foarte multe opțiuni. Stânga, dreapta, sus, jos. Dar e creierul tăi. colectivității de fapt. Dar în schimb ele au conștiință colectivă da. și nu contează că vrei tu sau nu vrei, dacă tu toate furnicile fac într-un fel și ai vrea tu să fii diferit, ești obligat să te conformezi, că altfel devii străin, devii nu de-a nostru, adică devii ceva nu în regulă cu tine și furnicile oreble te vor executa, adică te vor îndepărta de la asta. Când vorbim de om, ca să totuși ne apropiem, să ne îndepărtăm de subiectul informației. Da, da. Totul Bine, dar nostru. și între furnici este informație, pentru că pe ele comunică... Au adică ritualuri. informația se transmite din generație în generație pentru ca specia să supraviețuiască, exact. specia să se hrănească, specia să păstreze ce e bun, să evite ce nu le trebuie și tot așa. Deci. Evident. Am putea spune și dacă noi am învățat să trăim după regulile sociale, le furnicilor, de exemplu, sau ca și albine, comunitate. Da, ca o comunitate, Uh, viața noastră pământeană ar fi mult, mult mai bine, pentru că ar fi foarte bine pusă la punct. Acolo nu sunt acceptă corupția ca aici, în secundă 2 ești mâncat. Nu se acceptă trădarea, așa, pur și simplu. Secunda a doi, n-a intrat dincolo de un de că celălalt furnici furnici au blocat și te-au și lichidat fizic, inclusiv. La albinii mai dur, adică e cu mult așa. La furnici te-au izolat cel puțin. Noi să ajungi în camera cu ouă și cu regina acolo vreodată dacă ești bolnavă ca furnică. Ești la alte te-au mirosit și te-au executat instantaneu. Ori te izolează. Mai interesant, au conștiință socială. Furnica bolnavă, de multe ori, se izolează singură sau preferă să nu intre în, în, cuib, deși dintre cele Furnici care ies afară și pot fi vector răspândirii unui bol sunt furnicile hrănitoare, cele care aduc hrana între... Ele sunt numai 10% care ies din mușuroi afară. Dar el la întoarcere înapoi, dacă ea o simțit că e bolnavă, ea nici nu intră, ea se retrage acolo. Se autoizolează. Sau autoizolează, alta auto nu și-o dat seama că e bolnavă, dar o discriminează celelalte, că comportamentul ei o începe să fie diferit, nu e prea atentă, face mișcări ciudate și atunci o și o izolează în niște camere speciale la marginea mușorului ca să nu Pentru poată... Pentru a atât... proteja copiii, neamul, ne familia, familia, țara, dacă vrei și tot ce și valorile de acolo, spirituale, informaționale și rest. Ei, omul, este un animal social cu totul și cu totul de aparte pentru că are posibilitatea să autodestrugă din, de bună voie și nesele din nimeni și, și din inconștiență, pur și simplu. Și noi suntem tot ca un fel de furnici, dacă am putea să luăm global, suntem tot niște furnici. Numai că conștiința noastră nu e una colectivă planetară. De ce? Pentru că tu ești român, eu sunt gurgat, avem două diferențe. Adică tu te conectezi la egregorul și la neamul tău unguresc, eu mă conectez la egregorul meu românesc și de acolo îmi primesc tot felul de informații. Numai că egregorii sunt cât sunt câte, uite, branduri mari sunt și ele înțeles tot așa sunt și larvele lor, sau ai, să le spunem așa, ai uh, icloud lor. Toți avem așa personal, fiecare om are un icloud al lui în care se înregistrează acolo toată informația, ca de pe telefon. N-am făcut o poză, n-am făcut da, o da, bine, da, da. am șters-o din telefon, dar i-a păstrat-o. Și acolo se păstrează și memoria tuturor lucrurilor care le-ai gândit conștient și inconștient și care le-ai visat și ce era în inima ta când făceai un lucru și ce vedeai cu ochii și ce vedeai cu ochiul minții în timp, ce vedeai cu ochiul fizic, ceva totul se înregistrează, totul se calculează, se arhivează și se păstrează. De ce se păstrează? Ca să se poată face judecata mai târziu, nu altfel cum te judică. Uh, în sens de valoare, nu judicat în sens de pedeapsă. Data viitoare când o zi pe pământ trebuie să vii, dar trebuie să vii cu o anumită valoare. Evaluare. Evaluare, să spunem mai corect. Aia o să se Evaluare, sună mai bine Analiză, pentru psihicul slab da, al omului da, contemporan. Da, da. Dar de fapt e judecată. E, e judecată, judecată da. pentru că evaluarea respectivă se însoțește cu trăiri, cu păreri de rău, cu chiar necazuri și un adevărat iad în interior se produce atunci când ești evaluat, să zicem așa. Nu cum ai fi crezut tu că trebuie Deci, și, să... și religios, cuvântul religios este judecată. Judecata de apoi. Ah, adică exact. practic... Tot ce ai adunat în iCloud, la un moment dat vei da socoteală. Bun, și atunci, uite, fiecare om are iCloud-ul lui, fiecare familie are iCloud-ul lui, fiecare cuib din ea, adică, uite, toți basarabii, basarabii cu vasilești și cu petreștii, toți fac parte dintr-un iCloud comun, se numește focar din ea focarul ăsta din neam cu ăla, din neam cu ăla, focarul altul neam, să pun toate la un loc și fac parte din un iCloud cel mare, se numește iCloud, nu știu, românesc, României, da. țării românești și a românilor în general. Și acolo se înregistrează tot felul de informații. Numai că pe lângă ai cloudurile respective care coleg tot felul de informații în lume s-au strecurat încă nu de acum, nu de mult, de atunci când s-au desfăcut cutia Pandorii. A fost așa o perioadă de... A fost un astfel de moment cu adevărat important din istoria civilizației umane actuale. Numai că au fost foarte multe media în urmă. Pe pământ au apărut larvele. Adică acei agenți care lucrează pentru un egregor. Egregorul nu e ceva bun, nu poate fi bun în nimic, în ceva care îți ia energia, uh -huh. te folosește ca pe o baterie, înapoi îți dă, cu adevărat ceva, pe măsura energiei care e dată, înapoi îți dă informații. Uite, de exemplu, fata când neamul ei la mama ei e conectată la, la Gregorul, neamului ei. Dar după ce se căsătorește și se schimbe numele, ea trece în soțului. Și dacă Egregorul soțului e, spunem așa, Egregorul fumătorilor, să dăm da, un, un exemplu, exemplu da. iar a vostru nefumătorilor, acum când noi să vinem cu acei Egregorul nostru printr-o larvă, o să vină la tine, înseamnă să te zgâncilească invizibil. Cum avem larvi în intest da, intestin, da, da. tot așa avem paraziți, larvi, paraziți, divers, avem da. diversi în jurul nostru, în jurul corpului nostru, care se din din energia ta. El va veni și va face tot posibilul, îți va da tot felul de idei, îți va inspira, îți va modela capacitatea ta de a gândi ca să fii și tu cum fumătoare. Că dacă ai început și tu a fuma, dai energia în neamul nostru și înapoi îți vine niște informații care o să te ajute prin să... Acel să aperi fumătorii și ideea de fumători și de ce e bine să fumezi și de ce nu e bine să, și de ce ei lăs nu Și fumătorii sunt mai sociali și uite, fumătorii sunt mai triști totdeauna și tot să adună prin jurul fumătorilor, da, pentru da, fumătorii da. mai vechi. Îți va da tot felul de informații ca să-ți poți justifica și altora, cu alte cuvinte să faci proliferare, mm -hmm. ca să conectezi la egregorul ăsta și alte uh, ce? Uh, și alte suflete sau alte uh, spirite. Numai că între greguri, fiecare egregor are, are opțiunea sau datoria, spunem așa, obligatorie de a face proliferare. Fiecare egregor, de exemplu, este egregorul McDonald's. Este Vreau un să fac band. o mică paranteză da. pentru cei care poate aud la început aceste cuvinte, că atât egregorii, cât și tot ce pomenim aici, aceste larve, reprezintă toate numai informație. Da. Pentru că, de exemplu, apropo de Gregorul fumatului, ca să fie și mai clar, toate filmele, toate reclamele, tot ce înseamnă industria fumatului, să zicem, da? există ca egregor formată din informații despre fumat. Noi vorbim acum despre informații exact. care impactează creierul, Corect. ca să se înțeleagă, că nu ne-am depărtat de titlu. Da. <laughs> și numai informații despre asta și tot ce au gândit vreodată oamenii, miile, exact. milioane de oameni conectați la despre ideea fumat. fumat și... și se downloadează în iCloud-ul tău. Așa, și în același timp tu ai acces la el, Da. pentru asta dai energie. Adică egregorul te folosește ca o baterie. Numai acum să vezi interesant. Nu numai larva. energie, dar e și bani. E, e, evident, e, astăzi <laughs> banii tăi. E în formă fizică, solidă. Fizică, solidă, emoțional, emoțională, bani, orice. Da, da. ca Să, el cere de la tine să dai. Adică larva. Ea se poate trăie. Uite, te gândești că sunt larva ta. Nevăzută. Ea are formă, are chip bătrânii, strânmoșii, nu știu când vale și vedeau. Și tu ești conectată la egregorul, spunem așa, depresie da, de somniferelor ceva acolo un gregor care la o larvă care stoarce din tine energia pesimistă de lui. te-ai băgat acolo pesimism da, nu da. știu acolo și eu cum te văd că ai de început să devii optimistă dar mi întreb, eu mi-e foame, vin la tine și vei face și nevăzut ceva, la creier, în creier, că am acces până la nivel de neuroni exact. În tine. Eu cunosc despre tine, mai mult, și tu te vezi în oglindă, eu te știu și pe din interior totul cum ești construit, că slarva. larvă. Vin la tine, te sug acolo de ceva, te zădăr, te provoc și tu iar că căzut într-o depresie. Exact. În momentul ăsta eu mă hrănesc din chestia asta. Ei, când mă hrănesc eu din chestia asta, eu ca larvă am obligația să opresc 10% mie și 90% energia o dau superiorilor mei, adică așa numit lumii infernii sau infernului. Îl dau de ce? Pentru că infernul mi-a creat astfel de condiții ca eu să pot să mă hrănesc măcar. Și vezi e invers, la, la, la Dumnezeu e invers. Adică tu îi dai lui Dumnezeu numai 10%, 90% lasă să fie. La în lumea infernală e invers. invers. Tu rămâi numai cu 10% că te hrănești, da, poți da, da, da. în lumea asta și te poți hrăni de la oameni folosindu-i ca pe baterii. 90 să te dai infernului ca el să ce facă? Să creeze și mai multe larve, să găsească, să creeze și mai multe condiții de care psihologice, sociale, mediate, și de orice altă natură, ca omul să fie, ca cât mai mulți oameni să fie folosiți drept baterii. Apropo, din punctul ăsta de vedere, civilizația umană astăzi este utilizată de către larve, fără să-și dea seama, sau egregori, 80 ceva la sută, că băiat bun, dar de fapt mai mult, de 80 uh, efectiv ca baterii cum omul s-o liniștit și început să nu mai consume energie, adică nu mai degaje energie, o să-l speriem cu ceva, cu spiritoare, cu război, cu boala la modă, cu injecția la modă, cu ceva de fel. Tot timpul vă căuta, de ce? Pentru că în formele de stres, frică, omul degaje cei mai multe energie vitală. Energia ta mentală nici nu trebuie să-mi așa, că nici nu e așa de mare calitate, dar energia ta vitală, Adică primilor trei ceacre, datorită cărora și tu poți supraviețui și nu te îmbolnăvești și restul, adică ce... acele informații care util exact. sunt necesare. E, te arată la televizor toate este toată ziua, care nu nicio informație de acolo nu ți util. Dar nu mă te sperie, dar nu mă te întrestrează, dar nu mă creează un plan, de, adică o idee de perspectivă foarte urâtă, te îngrozește și toată energia asta o dai cui? Mie. În concluzie, în raport cu subiectul ales astăzi, am putea considera că Norul acesta mediatic este un egregor. Este o este. larvă care corect. are foarte mulți uh, Na mai ca acolo sunt membri. niște oameni care corect, sunt niște oameni care știu cum funcționează exact. un astfel de egregor și știu că câteodată este posibil de specialiști, nu de oarece om, e posibil să generăm bătălie egregorilor. De exemplu, să-l punem pe egregorul McDonald's și toți care sunt conectați să se leagă de ușa mag magazinului cu Rusia, că da, se da. închide mcdonalds și el arată deja așa, se vede clar că e dependent de McDonald's-ul ăla, dar el plânge că închide mcdonalds acolo. Uite pe toți oamenii respectivi, toți conectați. Îi punem egregorul McDonald's, care mulți oameni conectați acolo, cu egregorul de exemplu, știi, vacciniștilor. Că și acolo s-au conectat foarte mulți. Știți de minte că îi făceau proliferare. o să vină timpul și să vă vaccinați toți, să vă prinde. Păi cum, nu ne vaccinat. Și voi nu sunteți trădători. Adică ei te, aproape te urau că nu te-ai vaccinat. Și încă, de ce nu te-ai vaccinat? Că nu ți-ai la toți. Da, da, nu... conflict, pentru că există conflict. o diferență Ești, de viziune. Da. Uite, sunt specialiști din alte nivel. Nu vorbim de omul de rând, dar aici da, o să nici da. măcar de da. profesor universitar. Că el poate fi un om foarte bun care are informație organizată și știe tot. Și e foarte organizată informația lui despre domeniul care îl predă, să-l cunoaște. Da. da viața lui pe verticală, poți fi total dezorganizată. Pentru că înțelepciunea este organizarea vieții. Iar științele noastre materialiste, la orice nivel, te duce tu. E doar o capacitate, o, așa, profesionalismul crește pe măsura în care tu știi să-ți organizezi informațiile pe căprării, așa, pe da, nivel, da, pe da, da, și da. nu te încurci în ele, știi ce îți lipsește, știi unde să te duci să cauți, să pui ceea ce îți lipsește. Așa, și ăștia doi egregori, mcdonalds cu vacciniști... Trebuie să-i punem să se bată între ei și odată... A, să se bată în... sau să se unească. Să se bată sau să se unească, da. De cele mai multe ori o să-i facem să se bată. De ce? Pentru că A. atunci toată energia care o deține un egregor, după ce este al mânâncă, și la e, toată energia Devine lui Devine a unuia mare. Deci unui ăsta e scopul. exact cumva. orice gregor spunem așa, este interesat ca să crească el mai mult decât ceilalți. Da, da, da. Pentru că și în ceruri, ca și pământ, pe pământ, așa precum jos, așa și sus, să dau bătălii pentru cucerirea ce? Resurselor. Da. Resursa cea mai importantă a gregurilor este omul, nimic altceva. Resursa umană. Pe energia lui, vitalitatea energia lui. lui. Da. Din cauza asta, de aici încolo, știți cum? nivelul ăsta de satanism tot mai mult și mai mult se coboară, mâine pe mâine să devină real și o să apare ca Mesia în față, pentru că oamenii vor deschide astfel de lucruri, egregorul crește din ce în ce mai mare și cuprinde din ce în ce mai mulți oameni pe care îi stăpânește, pe care îi controlează, pe care le controlează emoțiile, pe care le controlează orice. Dacă ați ști cât de mulți oameni astăzi sunt nevolnici, neliberi, nu puteți da seama. Uite exemplu ăsta, ei se uită la, de exemplu, ce se întâmplă astăzi. Unii se uită că la meci de fotbal. Ăștia țin cu Ucraina. Ăștia țin cu um, Rusia. Ăștia nu țin nici cu una, nici cu alta, țin cu America. Ăștia doi n-au nicio treabă în Ăștia sunt proștii care se bat pentru că America e deșteaptă și le pus acolo să bată ca să nu se bată pe teritoriul lor. Uite deja trei categorii de oameni. Dacă îi punem aici la masă, nu ne înțelegem între noi. De ce? Pentru că el va face proliferare inconștient să ții cu Ucraina. Asta face proliferarea inconștient, ne te ducem să vedem viziunea și nu cu Rusia, Rusia rău. Asta vă spunem, doi sunteți proști, știi care chestia, aici America e, Și eu sunt conectat la Egregorul ăsta, noi știm ceva, suntem mai speciali. Adică tot se vor bate și nici nu vor putea vreodată să înțeleagă, știi de ce? Pentru că, uite, așa stai într-o bulă și tu în altă bulă și, și vom vorbi unii despre alții, numai cum te ridicai de la masă, ai văzut pe asta, putinistă? ai văzut ce vorbește, o plecat ăla, ai văzut bă, pe ăsta, slavă Ucraina, ce știi? Cam acasă, bancuri, da. Cam bancuri. Da. Care pleacă ultimul ăla, nu-i bărfi de nimeni, de-aia e bine astăzi în lume, de la o masă, să pleci ultimul. Că dacă pleci primul sau cum m-ai plecat, cum te-au bărfit. Ei, se, se cheltui cantități imense de energie și înapoi de acolo, fiecare greguri. fiecărui om îi dă nimic altceva, nu, vitalitate, nu putere, nu paranormal, nu știu ce, sfințeni, nimic. E de informație. Care informație? Care s-a adunat în e-cloud-ul ăla despre tot ce se întâmplă, nu știu, în Rusia sau tot ce se întâmplă în problematica războiului respectiv sau ce o fi acolo de-a lungul timpului. Toți oamenii care au gândit despre asta vreodată, au simțit, au văzut, au vizualizat sau și-au imaginat ceva vreodată, toate acolo se păstrează de la toți deodată. Și dacă tu ai dat 100 de puncte încolo, tu pentru egregor și eu, dacă se egregor pentru mine, e valoroasă, țin la tine și o să-ți dau aproape inspirații, revelații, viziuni, să știi cumva ce se întâmplă puțin cum pasă înainte, ca să le spui și la și la care nu știu, ca să faci de fapt proliferare. Că nu vezi că fac channeling, cât sunt A, conectați, așa. chiar și spun, se mă simt conectat. E, se no, simte ei conectat toți sunt ceva. conectați, chiar numai că nu cunoștem <laughs> și dacă numesc channeling sau nu numesc channeling, oricum se conectați, numai că săracii nu știu la ce conectați. Asta și să zic. nu știu ce vor la acei ce te de la ce, ce ești bucuros ce trebuie să dai ca să <laughs> exact. fie acolo conectat și ce vei primi înapoi. Uh -huh. e, dacă încolo dai informații, put energie puțină ca o baterie slavă puțină, se primește înapoi Dar atâta cât îți trebuie ție pentru nivelul ăsta de informație. Tu dacă te zbați și eu ca larvă, constat și mă raport și eu declar infernii am pe jos o baterie care face așa ceva, așa și la spune dau dă mai multă informație, deschide toate secretele, că asta mâine pe mâine se duce și face o gălăgie despre războiul ruso ucrainean atât de mare, că cu trei mără nu știu câte țări, șoc, face. Da. Făcând șocul respectiv, îți dai seama de pe pământ așa, șoc, o uh, cantitate imensă exact, de energie. Da, e, ăla era așa că nu s Ua, Ca un balon. Ca un balon, da, din, ce da. mai, mai, puternic. Și acum, ce va spune Egregorul? dă și mai multă informație la asta. dă tot ce vrea ea acolo, toată informația, selectează, trăiază numai pentru ea, pentru era și ei. Că să mai fac un boom de asta aceea. Exact. Uite, așa sunt conectate și televiziunile și mass media toată, fără ca să-și dai seama. Și în cele din urmă nici nu-și dau seama că chiar și ei moderatorii, toți care lucrează în domeniul respectiv de multe ori sunt uh, uh, de către larvi priviți ca ce? Ca baterii. Uh -huh. Și care poate să scoate. Și când nu mai, la un moment dat se poate întâmpla să nu mai poți da niciun fel de energie, că nu se mai lipsește. Și sistemul tău de apărare va face ce? Va închide toate canalele, te vei tăia de toate resursele și de sursa principală și de oameni care resurse te vei tăia, ca să păstrezi minima energie vitală suficientă ca să poți încă cumva trăi. Dar de furnizat energie, adică de mult, tu nu mai dai lapte, cum ar fi uhum. spus. Uhum. Ei, în momentul ăsta găsiți ce se întâmplă. Nu știu. <laughs> se întâmplă, e ca și cum știi, te vei simți ca și cum mama te-a în pădure și nu vrea să te crească. Nu ești conectat la nimic. Ești fiul ploiei. Te ploie. simți dezrădăcinat complet. Ești fiul ploiei, ești no, nu. No, no. Pentru că până atunci tu primeai ceva, dar acum parcă știi, nu ai acces la propriul tău ai Dar ce se cloud. întâmplă în creier, practic, hai să zicem, e, vorbim de creier, ah. pentru că până la urmă este câmpul ce se întâmplă creierul astăzi Este științele. câmpul prin care noi da exact. și neuroștiințele studiază foarte mult astăzi. Uite de exemplu, în emisiune aici în studio, vorbim foarte mult despre legătura dintre creier și intestin și vorbim foarte mult despre ce ingerăm, adică cu ce ne hrănim ca și hrană, însă da. noi ne hrănim în câmpul mental cu informații adică Bun. ce punem în stomac am discutat deja de foarte multe ori acum discutăm despre ce punem în creier și tocmai asta punem da. în creier acest gen de informații dar uite că noi asistăm în același timp la o migrație a multor oameni de la oraș către înapoi către sate se ascund în munți și fac căsuțe vezi adică undeva oamenii simt nevoia de a se desprinde de informație Totdeauna nefolositoare Totdeauna adică deci, oameni care okay. Oameni care vor Hai să spun, Uite, noi ne-am născut pe teritoriul respectiv Eu încă nu m-am eu abia m-am născut Dar aici exista deja o tradiție Existau anumită viziune asupra realității Existau anumite uh, filosofii despre viață Existau deja uh, uh, povești zicători Legende Legende da. pe care erau înaintea mea din moment ce m-am născut eu aici și din prim, numai în spațiul ăsta când m-am născut, eu primesc o anumită amprentă energetică, însă și a spațiului energetic, informațional, con, cultural. Da. Cultural, inclusiv, da. pentru că tot aici se păstrează și informațiile Bun. Uh, mintea noastră, Duhul nostru, de fapt, de, când suntem încă copii, El știe să selecteze că suntem încă curați, nu suntem, n-am învățat încă să mințăm, să ne prefacem, să ne prefăcături de astea și El încă e curat. El înțelege ce este bun, util, dumnezește și ce nu este bun. Amintirea asta, după ce ajunge să ne băgăm pe noroaie până la gât, nu o aducem aminte că din copilărie. Ei parcă în copilărie, nu, în mă duceam la grădință, avem copii mulți acolo, dar nu ne uram între noi ca acum, că ăsta e pro steaua ăsta e anti-dinamo, de ce, exemplu, da. sau nu știu ce <laughs> da. Adică nu aveau lucrurile astea, de cum trăiam atunci ca și copii și începi să-ți reamintești. Reamintirea asta se produce de cele mai multe ori pentru că apare un conflict între structura ta morfogenetică așa, și ceea ce tu ai devenit între timp. E că știi, noi ne-am născut, nu știu să spunem, căprioare, dar între timp a devenit așa struțocămile și ceva nu ne convine, ne intră în conflict cu structura noastră. Noi suntem căprioare și trebuie să ne dezvoltăm ca și căprioare. Poporul ăsta are anumite abilități extraordinare, limitate, doar ale lui, specifice. Când am spus specifice, am spus, mă referat la aproape cât la tot asta. Caracteristici în același timp. Uh, specifice se referă la specii, de, de multe ori văd că Spunem asta. E specific la un nu e specific, eu nu sunt specie. E caracteristic mie. Deci dacă e caracteristic mie, nu înseamnă că e specific, adică e caracteristic speciei da, chestia da. asta. Eu fac parte din specie, dar asta nu înseamnă că dacă eu fac o eroare, înseamnă că specia este ironată cu totul sau ceva au diferit. Sau dacă eu sunt deștept în ceva, toată specia noastră, umană, e deșteaptă în chestia asta. Nu, unii dintre noi suntem și ei sunt conectați la egregorul, de exemplu, uite, paranormal sau o psihologie. Alți oameni sunt mai mulți conectați la. Ai Claudiu, să spunem așa, al matematicii. Și de acolo le vin inspirații Îi gândesc matematică, duc încolo energie, înapoi informații, duc încolo energie, înapoi informații, fiecare în măsura sa primește noutăți despre informație, pe asta îl interesează și nu. Poate un om să fie conectat deodată la câteva egreguri, da, dar nu în același timp. Pentru că e ca și cum nu poți în același timp să gândești o formulă matematică și în același timp să faci o formulă chimică, nu știu, în același timp, cu două, nu, ești conectat la y matematic matematicii cât gândești matematică și în secunda doi doua ai să gândești la chimie, în mod automat e conectat la celălalt. Și cu cât e mai bună conexiunea ta cu acel server, să spunem așa, ceresc, cu atât mai repede îți informația, nu ai timpul la când și face conexiunea, te blochezi și nu-ți vine și o idee, a, bă, am gata, acum așa, înțeles. <laughs> omul, din punctul ăsta de vedere, precum sus, analogia e la fel. Uite, toate aparatele care funcționează și toate modalitățile lor de a funcționa și furnicile și tot. Peste tot, analogia e la fel ca la om. Adică omul se conectează la serverele cerești tot așa cum se conectează calculatorul. Ba rapid sau mai puțin. Unele site-uri se încarcă mai repede, altele site-uri se încarcă mai târziu. La unele te conectește să știi două zile, pentru te conectat. Dar la altele se încarcă rapid. Nu, mai te-ai gândit ce s-a rapid. Tu deja ești acolo, uh -huh. cu gândul deja ești uh -huh. în iCloud-ul și de acolo poți să-ți updatezi tot felul de informații, deși în momentul când tu te-ai conectat ultima dată, tu erai cartea asta fără 10 pagini. Acum au trecut 10 zile și când te-ai conectat, e o diferență între tine și între personalitatea ta, spune ai așa, ID-ul tău ceresc. Uh -huh. Adică sunt 10 pagini în plus. Ce ai făcut în momentul când te-ai conectat, cele 10 pagini s-au încărcat instantaneu acolo. Da, da, da. Fără să vrei tu sau nu. Adică tu ai făcut erori de 10 zile, ai scris 10 pagini, mai bune, mai proaste, nu contează. Dar, când te -ai, dar 10 zile tu nu te-ai conectat la asta. Ai avut alt trebuie să te la egregorul ăla. În momentul când te-ai conectat, să faci instantaneu diferența dintre ultima conectare și tine actual, mm -hmm. tu actual, în momentul ăsta. Și dacă există o diferență în sens de plus, se descarcă imediat, să completează, mm -hmm. trebuie să fie copie identică. Da, da, da. Dacă este ceva în minus, automat să ce? tirie în care și tu cu informații suplimentare. Uite așa apare procesele reducționiste sau din potrivă ți se dă ceva. Da. Vreau, Ca să, să vreau, vreau să te întreb ceva. În timp ce discutăm, mi-aduc aminte că spuneam că o parte din creier acum nu mai este folosită deoarece cumva creierul mult oamenilor în general este pe pilot automat. Adică Pare că iCloud-ul ăsta e mult mai mare pentru că e mult mai multă informație în anii ăștia decât acum 5 ani, 10 ani, 100 de ani, acum 1000 de ani, nu da. mai spun, dar este o diferență în calitatea informației, pentru că altfel lucrează o, o informație esențială care ajută supraviețuirii speciei, ajută evoluției da, speciei versus acest download, această legătură cu tot felul de egregori care de fapt nu fac decât ca și când îți bagă pe gât o mâncare de care tu nu ai nevoie, îți cere să o consumi și pentru care tu plătești. Noi asta facem. Cumpărăm este. tot felul de lucruri care nu ne trebuie, nu sunt esențele achiziționăm, acestele, achiziționăm fără să vrem, cu fără preț să știm, mare, da. cu preț vieții, al vitalității, pentru că exact cum ai spus, noi dăm vitalitate, noi da. dăm energie și exact. primim informații goale de conținut, ca și la hrană, hrană goală de nutriență. Exact. Adică eu am zis că am mâncat, dar eu n-am ingerat nimic care să mă hrănească. Exact. Dar pentru asta am și plătit, și diger, și mă și chinui. Corect. Ei uite, gândiți-vă cam așa. 100-200-300 de ani în urmă, undeva peste deal să dădea de o bătălie mare dintre oaste și ceilalți. Satele cu două sate mai acolo nici nu știau de chestia asta, că se întâmplă vreodată. E, dacă venea vreun și dacă vedea vreo călăreț, le spunea așa, am văzut peste deal două armate, sunt în poziția de luptă, mâine o să dai o bătălie, probabil, e, să dă, vin pe la noi, o să ne cucerească, nu să ne cucerească. Ei rezolvă problema momentan, trebuie să gândești atunci când se întâmplă ce ai de făcut. Acum nu ni se dă atât de multe informații din toate colțurile lumii care nu se adresează nou nici vieții mele, nici copilului meu, nici stilului meu de viață, încât începi să te îngrijorești, Așa spune, da. la America, da. e mai mult. Da. noi suntem îngrijorați că nu știu ce fac rușii. Sau noi ne îngrijorăm că ei sunt îngrijorați tot da, timpul. Da, adică tot timpul ei da, da. sunt îngrijorați. Da, da. Ei să dai seama, îngrijorarea asta este o energie emoțională. Ei altceva nu gândesc, dar ei da, tot timpul da, sunt da. îngrijorați. Adică noi ne... asta ne îngrijorează. Dacă pe noi ne îngrijorează, nu cumva să folosească nu știu ce armă, pe noi ne îngrijorează că vine foamea. Ok, și mai mult decât. Uite, egregorul ăștia se împart și ei pe ce nivele energie psihică, pur, foarte înaltă calitate, energie mentală, mentală inferioară sau acolo planurile, uh -huh. energie sau informații emoționale în, mai înalte, în emoții fine rafinate, emoții medie și așa, emoții pentru orice muritor. Și acum unde ce să facem? Dacă luăm cu respectiv și îl împărțim în straturi, că și straturi, da. acum civilizația umană în ultimii sute, o sută de ani, de exemplu, sau mai ales în ultimii 30 de ani, nu face nimic altceva decât îngroașă partea de jos, adică partea informației emoționale de cei mai joasă Calitate, calitate. Pentru că e plină de minciuni. Dar nu contează că acolo nu există cu minciuni. Contează ce? Stratul ăla emoțional să fie din ce în ce mai gros. Adică ce oameni încarcă cu fricile lor. Conștiente, inconștiente, nu contează. Unii oameni speciali, speciali în sensul de cunoaștere, înțeleg lucrul ăsta și știu ce au de făcut ca să țină pe oameni tot timpul de aici încolo, într-o frică permanentă, într-o frică permanentă. De ce? Pentru că atunci e Gregorul pe care chiar eu l-am creat. Tot este un Greg Gregor individual așa mic. E Gregorul din România. E Gregorul Steaua, au simbol E Gregorul Rusiei, tot au simbolul un urs. Uh -huh. E Gregorul Americii, au vir acolo. E Gregorul, nu știu cu acolo, e Leo. Adică fiecare țară are Gregorul lui, cum și fiecare club de fotbal. Dacă clubul de fotbal crește și oamenii vin și se bat cu râșea, Dinamo sau cine este acolo, un club care uh -huh. ce mai de temut, e în mai departe. ei nu știu ce fac acolo. Atunci e meu ca veste, ca putere crește și în lume. Uh -huh. Și eu sunt patronul la acel club, eu găsi cum o să fiu interesat Ca despre clubul meu să vorbească numai de bine sau numai de rău nu Despre orice este. să vorbească, nu contează să l înfle tot timpul, da, să da, fie da. din ce în ce mai mare și când văd Adică cu oameni... să fie informație, informație, da, informație Chiar informație. dacă se împle cu informații dispiritoare, frici tot timpul Dar aia e totuși o energie Deci oamenii dau acolo o, spunem așa o energie proastă, emoțională dar energia acolo nu spune semnificația. În general, energia bună și înaltă câteodată arde, distruge, face o găurică da, în, în da. balonul ăsta. Da. Și acea energie trebuie să ducă cu totul în altă parte, înspre sfera divinului, nu infernului, ci spre sfera divinului. Aia uh -huh. asta nu, nu interesează. Nu interesează informația care al coboară. De ce? Cu cât e mai greu Gregorul ăsta, Uite, cât e mai greu, nu da. contează simplu. Da. Cu atât el mai jos, mai jos începe să coboare. Cu cât Aha. coboară mai jos, cu atât mai multe iițe sau săgeți poate arunca prin larve către diferiți oameni. Când coboară jos de tot, atunci se deschide portalul, și de aici o să iasă o entitate, în chip, un chip fizic, vizibil, care o să fie ce? Duhul sau șeful acelui Gregor. Mm -hmm. Că va apare sub formă de satan, că va apare sub, sub formă de balaur cu două capete sau trei, dar va apare fizic. De ce? Uh -huh. Pentru că egregorul respectiv o a primit dreptul să-și întruchipeze ce? Elementalul sau din ce este compus, chipul să se întruchipeze, pentru că uite cât de mulți oameni l-au hrănit. Dacă l-au hrănit atât de mulți oameni, el ce face? Se materializează. Ajunge să coboare e, din na. ce în ce mai jos prin straturile mental inferior, mental superior, mental mediu, spunem, inferior, emoțional superior, mediu și mediu. apoi eteric, începem aproape să-l și vedem. Uh -huh. În jurul clădirii, vezi McDonald's și în jurul clădirii sunt așa o stare. Uite așa. Apoi încet încet, încet se materializează fizic. Și acela va, avariș va fi voievodul sau cum să-l numim noi acolo tuturor celor care sunt dependenți sau care consumă de la, sau sunt consumatori mai activi sau mai puțin activi, dar cel puțin sunt scriși în cartea vieții egregorului respectiv. Că ai mâncat de două ori la McDonald's. nu, ești, înseamnă că ești în asociația asta, dar nu ești foarte activă, dar ești scris în da, lista aia. Da, da, Ei, mai ești o așa o baterie care dai și tu din tine ceva energie odată pe an, dar în cartea vieții e scrisă. Tu acum nu ai nicio importanță. Ce să vorbești tu cu mine? Eu care mănânc zilnic de la McDonald's. Eu sunt gata să pentru McDonald's, tu mor pentru McDonald's. Eu vezi, mă leg de ușa la McDonald's, acolo țip, fac scandal că mie McDonald's, tu te legi? nu, pentru că tu atâta energie, îi dai atâta informație înapoi, de. Da. Atât de valoroasă ești pentru asta. Ești valoroasă, cel puțin că ești conectată. E la număr și tot ești valoroasă. Pentru că însă semnătura ta, cum ar fi face cu milimetru de îl face pe cele greguri să coboare. Uite, de aia și ne temem în viitor, tot să vorbesc despre asta, că va veni timpul când satan va apare în fața lumii și va conduce lumea o perioadă de timp și lumea se va închina lui, ei pe bune așa va fi. De deci, ce? Pentru că atât de multe minciuni am răspândit și atât de multe informații negative încât, sau energii negative am generat din noi, ură, ciud, ne urăm unii pe alții, încât energia asta niciodată nu este primită în sfera Divină. de avem stânga sau dreapta. În sfera uh -huh. nu creștem prin asta împărăția cerurilor, nu lăudăm, nu se mulțește, nu slăvim. Deși suntem pravoslavni și că trebuie să trebuie după o anumită pravilă, adică după o anumită lege, care e scris în ceruri, nu asta pe pământ, și să slăvim împărăția. Că dacă noi slăvim împărăția, adică o îi dăm energia acolo, despre Dumnezeu, slăvim pe Domnul Dumnezeu nostru, îl creștem pe El în putere și El ce face? încet, încet se întruchipează pe pământ până când ajunge raiul să fie pe pământ. Dar dacă de -aia avem mână stângă și de -aia, Dacă una se duce în partea elaltă și crește nu împărăția cerurilor al creatorului, ci în uh, opusului, opusului sau satanii, spunem așa, atunci ea devine din ce în ce mai grasă, coboară din ce în ce mai jos pe pământ, cu cât mai jos cu atâta, poate arunca mai multe săgeți prin larve ca să cucerească mai mulți oameni să-i să conecteze acolo și uite o să fie o sumedenie de oameni care o să creadă și o să închină și energia asta o să o dăie. O să, uh, îți dai seama că în asta va conduce. Ce dezmăț va fi pe pământ? Dezmățul va fi o ordine, cel care nu va vrea să, nu știu, să intră într-o disfrăie totală. Ăla va fi văzut nebun. Dacă ne uităm la ce filme sunt pe Netflix, pe YouTube, o peste tot, sunt o grămadă de filme care arată exact ce vorbim noi. Păi da, adică, arată, efectiv. Lucrurile sunt, astea sunt scrise în Santiile Vedice, uh, sunt în Santiile Perunului, sunt scrise în Hagavad Gita, sunt scrise în. Seriale Gedele. întregi care, practic, nu promovează, nu truchipează această discuție. Core, care, cam ce urmează da, să Cam ce urmează, pentru că aceste creere umane care colectează Bun. de sute de ani. -a să ani. ne imaginăm da. cum e relația. Uite, dacă noi de mâine dimineața tot globul, cumva, da. sincer, dar profund, dar începe să ne dăm seama că pe lângă toate este amuritoare, este și ceva nemuritor, și ar începe, nu e obligatoriu să ne gândim, să ne iubim unii pe alții, nu știu ce acolo, că te prefaci, oricum nu poți peste da. Na. Dar pur și simplu, eu în felul meu, tu în felul tău, slăvim împărăția cerurilor, ne rugăm, aruncăm câte o mică energie da. acolo. Da. Vezi, 10% crezi tu rămâne. Da. Așa. Zice el, ce vorbim cu Dumnezeu în noi? Ce? mulțumesc, Doamne, că nu știu. Ei, la câți oameni suntem pământ, în părăția respectivă, ce? Ca o garsonieră trebuie să slărgească, trebuie să exact, încapă toate gândurile. Ai să... claudul ăsta, da. trebuie să treacă de la un gigă la un tera, de la un tera la, la 14 tera, te slărgește. Uh -huh. Când el devine atât de mare, începe să îngreleze și vine în jos. La un moment dat ajunge așa pe pământ și pățim cum, cum, vorbeau uh, arienii uh, așii cândva. Ei stăteau cu zei uh, zeii la masă, la rug și zei învăța în timpul sării tot felul de taine profunde și secrete. Dacă în oamenii au început în tribul la primul om să se înjure, să se urască, să nu știu ce, ei ce au făcut? Au început să ducă energia în partea asta la ne Ăsta nefiind încărcat, au început să râde. și cerul, au început să îndepărteze. S-au îndepărtat atât de tare cerul de noi acum, că unii dintre noi și numai cei mai se pot conecta ca să primească inspirație și revelații divine. Aproape cerul e acoperit de egreguri, de, de diferite nori, nori da. să spunem așa, de clouduri, de diferite forme, cu diferite calități. Și v-am spus, există egreguri pentru orice grup uman. Uh, nu există egreguri pentru un singur om. A, a, al tău, el e propriul tău eclaud. E cloud. Ele, treaba ta e între tine și între Dumnezeu. Da. Peste el nu se bagă nimeni altceva, numai tu și Dumnezeu e biroul tău central, cum ar fi spus da, dar restul energiei, dar restul toate ce facem în cursul zilei, există egreguri pentru orice, cluburi de fotbal sporturi, egreguri seriale, e, știri Prostituatelor, egreguri da, video peștilor videocetistilor, da. egreguri fumătorilor egreguri, ce știu eu acolo drogangiilor da, egreguri pentru da, tot da, există, da, pentru orice unde se conectează mai mult de trei oameni și încep să gândească la un lucru, în trei gândesc la unul și același lucru, de aia cu unde, doi, trei să adună, nu numele, ci numele meu și eu deja sunt printre ei. Pentru că dacă trebuie să încep să gândească, ei încep să atragă planul ăla la care îi gândesc spiritual mai aproape de ei. Mm -hmm. Și deja Domnul, ca și cum ne văzut, e pentru ei, adică o, cerul s-a apropiat mai aproape de tine. Mm -hmm. Și poți să apropie atât de mult încât tu să trăiești pe pământ cu picioarele, dar cerul fiind coborât, tu trăiești în cerul de fapt. Și atunci erai eu pe pământ. Și atunci erai pe pământ, că restul de aici nu poți să-ți facă nimic din jurul tău. Poți să ți facă da, da. poți să -ți iepe, poți oricum, cât, nu pot să nimic. Cât de, cât de greu este efortul de a fi conștienți uh, de informațiile pe care alegem să le consumăm. Uh, omul poate vede în orice moment total conștient de informațiile uh, care el își le permite să le vehiculeze sau care își permite să le bage în, uh, în borcănaș. Pentru că asta e treaba lui proprie și individuală. Nimeni nu te obligă să stai, să faci un maraton de 3-4 zile la televizor sau să stai la maratoane de seriale. De exemplu, eu sunt oameni care dacă o un serial, el 2-3 zile nici la muncă nu se duce sau nu doarme bine noaptea, până le privește pe toate 15 episoade, nu se oprește. Dar e tot un maraton. Problema maratonului în ce constă? Odată, de expunerea îndelungată a ochilor la unul și același stimul, cum ar fi televizorul, afectează grav ochii decât dacă ochii văd, ba, pădure, ba, copaci, ba, nu știu ce de felul ăsta. Adică asta e așa un bombardament da, permanent. Da. permanent. Mai mult atât. În timpul ăsta tu nu faci altceva decât o să stai. Expunerea corpului într-o poziție, poți stai la televizor și te uiți așa acum, sau da. pe burtă te uiți așa. Ex și nu observi da, cum au da. trecut două ore, dar tu ai stat nimicat pe burtă așa cum. Da. O să observi că expunerea îndelungată a corpului tău la o anumită poziție sau stare are efecte. Păi doar gâtul, doare da. doar șalele sau spatele și nu știi de ce. Fă ideea e că ai stat la televizor nimișcat într-o poziție așa cumva ore la rând. Se afectează și urechea, pentru că tu ești să auzi la acel televizor, e, odată dând sonoră la se o să fii bombardat cu anumit sunet de o anumită intensitate Mulți permanent. ascultă în căști. Da, sau în căști și mai grav. A, așa. Ei, în tot, timp, tot timpul ăsta, e, problema nu este că tu te uiți. Că e bine să te uiți la televizor, dar dacă ai ceva de învățat. Dar dacă te uiți la televizor și n-ai învățat nimic la emisiunea respectivă, sau ai deschis un ziar și l-ai și n-ai găsit nimic pentru tine, tu timpul deja l-ai pierdut. Dar depus în loc la acel timp, nimic. Și dacă n-ai pus nimic. Uite, nu-i problemă dacă eu am pierdut 10 ore, dar în schimb, în sfârșit, în mine, a apărut ceva. După 10 ore. Exact. Dar dacă eu 10 ore le-am pierdut, dar aici nu a apărut nici măcar o fițuică, nimic, nimic, un bilețel, nimic nu a apărut nimic, timpul pierdut zădarnic se plătește cu suferință. Și o să vină timpul când o să ai nevoie de timp ca să te vindeci, dar nu o să-l ai. Și Dumnezeu zice, dar știți, ții minte, adică Dumnezeu, Universul, auto, sistemele de autoreglare, până la Dumnezeu, n-ai tu onoarea, niciunul dintre voi să vorbească Dumnezeu cu voi personal. E nebunie asta, e o, așa, e o uh, manie, o uh, manie a importanței. Ești tu atât de cineva, cu Hristos nu vorbea Dumnezeu în orice moment, înțelegeți? și El a avut impresia pe crucii lor presă. Dar voi vă rugați la Dumnezeu și Dumnezeu cu voi vorbește. Până la Dumnezeu, sistemele de autoreglare, vă Vă reglează, mănâncă. <laughs> nu ajungi tu la Dumnezeu așa cum vrei tu, cum nu ajungi la director. Este secretarea, anticamera, este da, nu știu ce da. acolo și noi suntem cu cizmele pline din noroi, la ea. Treci multe etape. Este paznicul încă la. Așa și prin cerul, este paznicul la poartă. Ce cauți? Ești la director. Dar cine ești tu, la tine? Tu te trec, mai dai două șuturi în fund. Adică, să că ți-a dat drumul de la poartă. Ești jos la poarta unei instituții, clădirii. Este altă, adică că Arma, aveți, aer, aveți, aia aveți, aveți. Nu, e, hai, duceți-vă înapoi. Documentul ăsta la veți n-ar avem. Pe asta la vest n Hai, valia, Hai, vale, Mai zici ceva, să mai dai și el la un fund și -aia la, la poartă, să mai dai și el la un șut. Dar trebuie să te califici. Evident. E... Noi, fel de fel când de, de planuri divin. Adecuvate, da. Planul divin se află între este două, de și de aici până la soare și în jurul trei sistem solar, să Planul divin e peste tot. Dacă îmi vorbim de îngeri, hierovim, serafim, serafim da. toate acestea, dar e nu totuși o marea, onoare, să-l așa, să le viziteze întrevadă. ca într-un da. ca într-un muzeu. E numai dacă te califici în raport cu viața ta și ce tip de energie și cui furnizezi tu. Că dacă furnizezi energie destructivă, ești alu băiatul ăla tot timpul. Dacă furnizezi energie constructivă, în urma căruia și planta înflorește altfel și apa se structurează. Că da. sunt unii oameni da. care dacă le pun asta cu apă în preajma lor și le lăsăm să vorbească două ore și cu apa asta hrănim o plantă, planta ea o să ore. moară. Da. Atât îți din plin din, da, e, negreață de, negreață în greață. ei și asta răspândesc. Dar sunt oameni care dacă îi punem ăsta plin cu apă și îl lăsăm între ei și ei vorbesc o oră, două, planta aia care se usucă aproape, mă duc cu uci, planta aia o să ce? o să învii. Frumoasă, da. De ce? Pentru că oamenii ăștia au, au vehiculat energii constructive, datătoare de viață, datătoare de speranță, datătoare de viitor, de scuitori. Cum ai spune, binecuvântat, prin, A, prin ce ai spus, prin energia Bun, ta, acea Corect. Apă. Și atunci ce se recomandă oamenilor? Ce să le recomandăm? Că pentru da, că da. o să apropiem de sfârșitul emisiunii. Uh, în nici într-un caz, indiferent ce vă se întâmplă, nu generați frică, chiar dacă există oameni sau larve sau oameni care lucrează cu larve, care vă face tot posibilul ca voi să donați, ca donatori, energie destructivă, nu contează, Negativ, înspăimântătoare, nu contează pentru ei, contează că se ducă undeva. Cu cât mai mult vă enervați, cu atât mai mult vă speriați, cu cât mai mult vă încordați, cu atât mai mult contribuiți la creșterea acelor larve. Prin urmare, cu cât ele mai mult cresc, cu atât mai multă putere au de a se pogorâi asupra și nu-i duc sfântă la Duh Negru, coboară în Pe pământ, prin urmă, cu atât mult contribuiți la propria voastră distrugere a copiilor voștri și a tot ce este în jur. Atunci când îmbli speriați și n-ai nădejde, speranță, încredere, cum ar fi în Dumnezeu, atunci în cine ai tu încredere? În nimeni. Și dacă nu ai încredere în nimeni, tu o să răspândești, uh, o să urăști oameni, o să temi de oameni, o să temi și de oricine îți, pare că vre, îți dorește să iei rău și că ești singur pe lumea respectivă, pe când cel care crede, el știe că dacă ala am pe Dumnezeu cu mine, de cine să mă mai tem? De cine să mă mai tem? Și chiar dacă mor, știe Dumnezeu de ce mor, exact, probabil, exact. și cât eu, și care e sarcina mea și restul. Uh, prin urmare, dacă vă uitați, treaba voastră, puteți vă uitați la orice uh, emisiune și la orice post de radio, dar eu am constatat că oamenii care se uită în ultimii trei ani, așa, am fost obligat da, să constat da, chestia da. asta, am fost, cu materialul uman lucrez, Aceiași oameni, clienți de-ai mei care erau trei ani de zile în urmă, într-un fel, acum nu îi mai recunosc. De ce? Pentru că și trei ani de zile se uitau înainte la televizor și acolo era un fel de spiritoare, dar nu atât de evidentă și globală, cum se predă sau cum se confirmă da, astăzi. Da. Uite, de mult, a fost un război acolo, dar nu s-a adică nu s-a da. vehiculat informația da. așa de mult. Acum, acum capătă conotații globale și catastrofale și omul se sperie speriat îmblând așa și gândindu-se, într-o noapte începi să te gândești, da, dacă cade bomba, da, dacă vin rușii, da eu ce fac, da, unii mă ascund copii. uite, ai o noapte prost dormită, mâine de seară iar pe urmă dai într-o depresie, pe urmă e, îți strici somnul în general, pe urmă nu mai îți vine pofta de mâncare, pe urmă mai chef de viață, că și așa vine moartea, și așa vine racheta peste noi. Dar și -așa... clienții ce au făcut? Au renunțat la uh, E, uite, cei care au renunțat să alți? uite, la, mai ales la știri, da? mai ales la știri, da? asta tot de la ei am constatat, și în general, oamenii care se uită mai puțin la televizor în, ultimii trei ani de zile au rămas mai sănătoși la cap, mai integre și mai, mai nu știu cum să spun, mai vitali. Uh -huh. Mai plini de viață. Cei care, că de la ei știu asta, cei care s-au uitat mult la televizor și chiar știu unii, sunt, sunt întâlne starea cu tine și îți spune ce au fost la televizor Și nu mai da. la tot. Băi, dar știi tot atâtea? Au spus la televizor. Băi, de la televizor poți să spun informația, cum? Poți să-ți prezinte, uite, informație așa. Și asta e o informație. Asta e altă informație. Asta e altă informație. Asta e altă informație. Și asta e altă informație cu totul. Despre același lucru. Ți-ți s-a prezentat numai așa și tu te-ai agitat. Deja vii acolo, te sperii, nu știu ce și dacă ce, dar voi, că da, la la bătaie, deci, voi sunteți așa, voi, habar nu aveți, voi sunteți niște proști. Băi, zic că ești tu deștept, că ai văzut la televizor și ți prezentat informația așa. Da. Deci oamenii care se uită mai puțin la televizor sunt mai sănătoși la cap, în termeni popular, să da, spunem da, așa, da, da. și mai plini de viață, mai vitali. Cei care s-au uitat mult la televizor îmblă secătuiți, chiar și energie negativă, dar da, și ca baterie. Da. Tu nu poți furniza decât, hai să spunem, 9 volts pe dacă te enervează maximum dai 10, dar după e cază așa, tu n-ai energie pentru tine, să ajungem în pat, ce dragoste, domnule, cu soția. Adică vrea și aia cifre, tu nu vezi că vine război, ți, ți ardea sex acum, nu vezi că vine, el e speriat da. de chestiile astea și ia invers, uite, animalul îi numai de sex să arde, vin rușii peste noi și nu știu ce acolo, aia te, hai să ajutăm copiii și femeile care vin de acolo. este, tot locul, este tragic și comedie. Mie îmi place mai mult comedia, deși pentru mine e mai important tragicul, adică, este, dar îmi place să o observ. Pentru că trebuie să vezi și Ying și yang să... și ei singuri client îi povestesc. Dacă tot vă uitați la televizor, alegeți-vă ce tip de informație vrei. Pentru că uite, dacă o să ai poate informația asta, eu o să aducă la tine orice informație, o să aducă schimbare. O să bagi în tine informația sau o să aducă alt gen de informație, alt gen de schimbare. Și tu trebuie să știi ce vrei să obții, ce tip de informație îți trebuie ca să producă în tine ce tip de schimbare, pentru ce, cu ce scopuri, pentru ce durată de timp și rest în lucrurile astea, te vă expuneți ca copiii proști care merg pe un câmp minat, știu că e minat, dar speră că poate pe acolo nu o să calce sau nu o să calce taman el sau nu se să întâmple tăman lui. Și peste un timp care, deși nu-ți vine a crede că și tu poți să ai cancer, te-ai trezit că ai. Dar cine a generat cancerul? Informația. O anumit tip de informație o să te facă mai acid, Alt tip de informație, o să te facă mai alcalin. Mai acid azi, mai acid mâine, mai acid poi mâine, mai acid în timpul gravitației, în timpul gravității acid în continuare, o apărut un copil în loc să fie, nu știu cum, cu 10 pagini el rupte. Apoi le să văd în viață. Scopul tău este să fii mai alcalin, mai dulceag, să Dacă să fii mai alcalin, trebuie să introduci informații, chiar dacă te pui foarte multe ori, de trei ori citești, dar de acolo trebuie să înveți ceva real și care să te ajute pe tine într-un mecanism în care, de exemplu, dacă citești Dostoevski, nu o să te ajute să faci sarmale. Dar o să te ajute să înțelegi anumite mecanisme umane care să pot să ții să ți fie extrem de folos în anumite condiții de relaționare. Dacă citești, nu știu ce acolo, Maiakovski, nu o să te ajute să repare mașina în mod sau să-ți gătești mâncare sau să supraviețuiești într-o pădure. Dar o să te ajute să înveți cam cum trebuie să treci de la un sistem așa brusc, chiar dacă trebuie să fie așa, cum spunem, să lingi sau să pierii la altul ca să poți supraviețui. Ca și-au făcut și el, No, Așa a fost viața, așa au trebuit să treacă de la un sistem la altul să-i laudă de pe unul și să-i laudă și pe alții. Și noi am avut astfel de oameni îi știți probabil cu toți, chiar oameni mari, pe vremea lui, comunismul, scrieau poezii despre, sau texte despre Ceaușescu, s-au schimbat, au scris poezii despre celelalte. Asta e, eu știu să scriu. Dar nici atunci, nici, atunci, nici acum, nu scrieau poezii destructive, sau cu ciudă, sau care îndeamnă la ură, sau care provoacă ură, sau care înrăiește pe alții, tot, tot, tot așa mai departe. În concluzie, noi am depănat așa file de poveste din... Uh, cursul tău uh, foarte, foarte interesant uh, și mult mai explicit decât am putut vorbi noi uh, dar pus în contextul unei informații pe care sunt sigură că oamenii de fapt le dețin este păcat că nu le și practică, nu le și conștientizează astfel încât să fie din ce în ce mai mulți oameni care se depărtează de acest flux de știri negative Corect. care creează prin, prin starea lor că până la urmă Așa cum doi trei oameni se pot aduna în numele într un nume cunoaște. malefic așa, da. ne putem aduna în numele Domnului, în loc să citim, cum ai spus tu și să vedem anumite filme, putem citi rugăciuni și vedea algen de filme, ne da. alegem materialul cu care lucrăm și cu care ne Bun. sufletul, curaf. stomacul, creierul. Și acum nu trebuie obligatoriu să ne dunăm într-un mod căbotnic ca să ne rugăm să o să batem ca Asta e treaba fiecăruia Fiecăruia, da, da, Dar putem uh... să ne adunăm în numele cunoașterii. Deci, hai să învățăm ce. Ia să ce scrie chestia. Ia citește tu și hai să o discutăm. Hai să batem. Adică să brăfim, nu știu ce, marei pe care nu ne ajută nimic. Da, și că o vorbă în deșert, da. dezbatem o carte. Am Ia zis zis o carte utilă. Da. Am... Ia spune ce scrie acolo, hai să dezbatem chestia asta, Ia da. hai să vedem cum și că poate în urmă lucrurilor respectiv, poate că ne vin atât idei că suntem capabili să scriem noi continuarea cărții respective, de da. deși autoarea până acolo Noi în aici căutăm foarte mult să facem prevenție. Din păcate, lumea nu e interesată de prevenție. Exact cum ai spus tu. Da. Adică vorbești, vii cu informație, prezinți lucruri interesante, inovative, lucruri care sunt în folosul oamenilor, dar nu atrag. Adică n-ai cum... Indiferent da, cât ai vorbit despre prevenție, nu e atractivă prevenția. Sigur, este. În schimb, dacă vorbim acum despre accidente da. și câți au mai murit acum, nu știu, în ce accidente aviatice, imediat ori se adune Evident. mulți curioși. Pentru sau... că s-au învățat să nu trăiască, să dezvolte interiorul lor, așa spunem, sprucăciuni ei devin spurcăciuni, de spurgă, un înconjurător și psihologic și emoțional, din asta se hrănesc și asta oferă. Știi cum e ca și pisica? După ce s-a obișnuit o pisica cu cronțonei, viscas, nu știu de ce mai înaltă calitate, aruncă tu așa un șoricel să zic să-l prinde. Preventiv, ca să nu mor. De foame, mi-o da. vânează șoricelul ăsta și pune-l departe. Nu așa din să mor, adică ești proastă, adică mai bine stau o zi și aștept să-mi se dă iar niște spurcăciuni. Cu astea m-am obișnuit, cu asta, dar asta încă o dată. Din punct de vedere spiritual, e treaba fiecare dintre noi. Știți că chiar și acum când vorbim despre asta, asta deranjează larvele cuiva, negre, uh -huh. și larvele alea le spune așa, ce-ai prostor, pe prostul de Habar nu are, e viața, altfel Îl Al face să-i întunică, să-i da, da, și așa, uh -huh. mintele să nu mai înțeleagă ce am vorbit. Să nu... El pătrunde spiritual așa, cu undeva ecourile lui interioare, oglinzi lui, spune, bă, ceva, ceva, e adevărat în ce spune bătul ăsta, poate nu s-a exprimat pe limba înțelesul meu, da, pe limba da. mea. Dar pe acolo e un adevăr și eu îl întuiesc, este acolo o lumină. Vine te drag cu ce lumină. Stai tu potulit așa că Uite așa, sucești, uite așa, învârti da, da. mintea. El nu poate că se identifică. El crede că asta el o face. Uh -huh. Așa, crede că e voința lui. A să împli de emoție acum, pentru că el, el cu mine, omul ăla personal, n-ar nimic.

Și atunci larva, cu mine larva ea nu poate să se apropie. Da, da. Pierde larva de clientul, lui. Da. pierde clientul. Și atunci stai acolo și spune, nu te uita la prostie, să-l sucește așa, stai tot de parte, îl mai scarpe de așa, îl scarpe, nu mai de să-l mănânci ceva acolo, îi dă o foame rapid, și se ducă repede la frigider și uite, o scăpat frazele două importante care le-am spus și aici. Gata. Și gata, l-am pierdut pe el. Da. Adică și eu s-a pierdut pe el, nu eu l-am pierdut, pentru că eu, scopul meu și al tău, da. nu este să-i ținem captiv în fața televizorului. Dacă simt, dacă înțeleg, dacă în toate ceea ce vorbim noi, indiferent cum le explicăm întrezăresc o luminiță măcar pentru ei e foarte bine Așa. E, și asta este rezultatul lor, nu am eu noi suntem semănătorii uncăm da. semințele în nădejde, speranțe unor învățături, că n-ai cum la un, nici la un curs de o lună da, da. să-i inițiezi pe toți să-i luminezi, le arunci semințe înveți să le crească, îi dirigezi îi duci către ceva, îi faci cum ar fi sus spus lor agricultori să-și crească nu buruiană și să-și crească da. în ei copacul, cu corect să-l altoiască, al, al, să-l curăță când se duce da, mai prea da. mult. Dar fac treaba asta sau nu fac, iarăși și treaba lor personală, între ei și între Dumnezeu. Că mă întreba dată cineva dacă Anatol tu nu ești prea smerit. Și care e treaba ta? Cât o să de smirit, eu să nu? Asta e între mine și în Dumnezeu. Tu ce treaba ai? Tu nu ai da, de la, da. că mai smerit sau mai puțin smerit, nu noi să ai de la asta niciun fel de avantaj, nici câștig, dar nici pierderi. Prin urmă, trebuie să interesați Că faptul o să mai smerit sau nu, nu crește și nu -ți scade -ți salariul. A, că tu nu ești, că tu ești, ce știi, manipulezi. Ok, și dacă te manipulezi, eu ți-o cu salarii. vezi că te manipulează șeful și îți crește salariul sau îți descrește salariul. Vezi că acolo gândește unde tu ai efecte e sociale, psihologice, materiale e exacte. Nu te gândi tu la curte altuia în care nu te pricepi. Ideea în exact, sine. Exact, exact. Adică vezi că te manipulează statul și mâine pe mine îți plătești amenzi numai că mergi pe drum și dacă nu sari într-un picior la fiecare 10 pași. La fiecare 10 pași, hop, 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 3 pași. Mă credeți că dacă dăm o astfel de lege, o să vină, gata, să într-un picior, gata, gata, ne vaccinăm, așa o să ne vaccinăm, acum să într-un picior, gata, cine nu să într-un picior la noi român, nu știu ce acolo, la dușmanopol. dușmanul 10 pași normal, hop, 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 10 pași normal, <laughs> hop, 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 cine nu face așa? Mă crezi dacă dăm lege o să se supună? Dacă dăm mâini o lege că cine își bagă 18 lea vaccin în ureche și nu știu ce de felul ăsta, să zicem, un vaccin pentru ce, o pastilă, uite, de ce le dăm pastile de iod, credem că avem impresia că avem o popor atât de educată încât să știi când să o folosească, o să le dăm și mulți nebuni o să o folosească acum acasă. Mi-o o folosesc. Să o pune acolo unde ea, o bea copilul odată, sau nu curcă mătuși să ce o bea pe aia. Doar din cauza când va veni timpul, noi să reușim să le distribuim atât de mult. Când va veni timpul, credeți-mă că nu o să contează că e băut tu pastila <laughs> sau... mai trebuie <trăim>, <laughs> un da. Că... da. eu zic că subiectul a deschis așa uh, un portal nou pentru că n-am -am apucat noi niciodată să vorbim lucrul ăsta deși cursul uh, tău e de câțiva ani și mi-am dorit foarte mult să ajungem și la asta. Mereu mă după prioritățile anului, multe cerințe sunt din partea ta ca da. numerolog, și lumea are foarte multe curiozități. Însă eu cred că cine a ascultat cu atenție ce am vorbit noi astăzi s-a plasat uh, într-un spațiu unde vin răspunsuri la mult mai multe întrebări și mult mai importante decât cele. Hai să zicem, de moment, care da. se reduce poate. Cursul chiar așa începe, în care apare o pagină, în care scriu, sper că, cur eu cu eu, adevărat sper că, o astfel de curs legat de larvologie, Uh, și nu se vorbe, nu vorbim despre larve și paraziți intestinali, care și aia sunt foarte importanți, și ei ne manipulează, și ei ne, ne, ne strică viața de foarte mult ne creează stări interioare, da. inclusiv, de exemplu. dar asemănare se... e foarte bună, pentru da. că. Tot așa, așa, așa avem și în afară, și așa da. spun că uh, prefer, uh, sper că odată, uh, cândva, un astfel de curs se va preda în școală. Pentru că dacă copilul ar înțelege. Uh, că de fapt nu el vrea să fumeze, ci ceva din jurul lui îl obligă exact. să fumeze, atunci ști cu asta lupte. Cum spuneau înainte? pu pe de aici slupte, te văd. bă, lasă-mă în pace sau ceva așa. Eu dă cu fum, cu tămâie, ia plecați. Bătrânii înainte, parcă mă duc aminte pe bunic meu. Eu venea așa că te o idee prin cap, nu știu, poate despre alte mândruțe sau să mai iei un pahar de vin în plus sau ceva, știi? Și câteodată practic auzi cum așa, hai să mai da. bem unul. Și știi că pare nu e vocea ta, parcă e alt ego, parcă e altceva din Hai să mai dăm un pahar. Nu, nu, că mă ceartă nevastă. Hai, te uiți la nevastă. Hai, mai bem unul și îi ducem la culcare. și și, ea nici nu o să vadă. da, băi, parcă ai dreptate. Hai să ne uităm așa. Dar totuși, băi, nu, nu, o să vină lângă mine și o să culci și o să vină așa. Și iar o să zic că am trădat o că iar nu mă înțeleg de cuvânt. Ei, să te culci în camera, Uite așa, te ce da, tot timpul de îți soluții. Și te duci și mai bei un pahar de vin. Uh -huh. Ei, paharul ăla de vin, tu l-ai băut toată energia lui, nu e a ta. Nu-ți re... nu mai dai... trebuia. Nu, nu, nu se, e re... dai da? energia lui. Da. Și aia se devine mai mare. Acum a de o face ca și copilul. Acum știi mai bine să te manipuleze că te-o prins la un fir slab emoțional, te-o prins la o capcană psihologică, te-o prins la o neajuns oricare idiotic. și îți cunoaște toate butoanele. Mm -hmm. Te face că la nu fără. Dar dacă înțelegi chestia asta, parcă și-l văd pe bunicul din lor când stătea așa, el îți gândea la o chestie și știi, probabil își auză vocea celui rău, da, cum se spune, da. știi? Uh, Ia pleacă de aici să nu te. Hai, ia, hai, hai. Acum, acum îl chem pe Hristos sau acum îl dau cu tâmâna da, să da, simt, da, da, și după el da, da. și vede așa că gata, se liniștea da, da, pentru că el înțeleg limbajul nostru, înțeleg toate ce înțelegem oricare care alt om și sunt ca, uh, sunt capabile să. Adică, legea existenței lor este să nu încalce voința umană. Uh -huh. Și dacă omul a spus pleacă, ea pleacă. E va veni încet, încet, când omul nu e atent, când omul singur o cheamă da, câteodată. Da. E va veni, să va apropia din nou. Dar dacă e spus pleacă, obligatoriu pleacă. Primul dacă încalcă voința umană, e să autodistruge. Și voința umană nu are voie să o încalce nici măcar Satan. Chiar dacă e șeful tuturor, sau Lucifer, șeful tuturor dracilor, nu are voie să ți o încalce. El, în schimb, te va face. Te va ispiti, te va spune nu știu ce și va spune, uite, da, semnează aici că, uite, nu știi, știi tu lasă-ne pe noi, lasă-ne pe mine să-ți, nu știu, de tine să-ți influențeze vacile. Și atunci, băi, pare că dacă nu pe mine pe faci e okay, ce vrei cu vacile, dar lasă-mi pe mine în pace. Ei, dar tu ei dat acordul. Și apoi el vine și spune, da, vezi că acum ți-ai foame, că nu mai e lapte. Da, tu spui, nu mai am lapte, acum ce? Dar, nu mă interesează, tu mi-ai dat voie să, de tine nu mă ating. Da, tu ce vrei să bei lapte cumva? Da. Păi nu, vacile nu mai dau lapte, că eu le-am influențat. Dar dacă vrei, Uite, ai putea, ai putea, ai putea ai, și tu ce faci? Treptat, 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 am luat pe tine. Negocieri, Negocieri, mărunte cedări, și... mărunte și așa, ispita da, Și încet, încet am luat pe tine cu tot cu pene. Da. Știi? Dar la început nu, dar tot, nu, nu, lasă-mă numai să mă ating, eu nu, știi, ca să nu am trebui. Eu vaca am trebuie, știi, numai la tine, știi? E, eu, uite, am, eu. eu am viziunea că, nu știu dacă exact acest curs se va preda în școli, dar așa cum ai și constituit această asociație foarte importantă a numerologilor în România, cu siguranță că visul acesta de a aduce lucruri esențiale pentru, pentru a ne coordona la legile universale, a fi conectați la lucruri fundamentale. vei Va exista o școală sau un spațiu în care să poți să predai și pentru cei mai tineri bazele, legile vieții, pentru că până a pune etajul 1, etajul 2 și da. acoperișul la o construcție nu ne trebuie fundația să fie după ce, înțelege toate clar, lucrurile ce astea, înțelegem toate lucrurile astea o să putem să vorbim și facem de lucruri și alte, și alte lucruri importante da. că dacă ați ști cât de multe bătălii să dăm planul nevăzut așa numitul plan NAVI pentru că sufletul tău pentru sufletul meu, pentru liniștea și protecția noastră pentru că există cineva care se luptă ca să te iei într-o parte și există cineva care se luptă tot pentru tine ca să te tragă în partea aia alături. Dar niciunul nu te trag de păr în captul ăla da, sau în rai, da, cum ar da. fi să iad sau în rai. Nu, fiecare te încearcă să te influențeze cu diferite vorbe, stări și atunci e, emoții. Și atunci depinde tu ascultare cu o Dacă mm -hmm. ai mai multe de astea carnale, pământești, muritoare, automat te duci după da, ele. Da. Și Dumnezeu îi spune, și, nu, ce să-i fac acum? N-am dreptul să-i încalc voința unul. Dacă el o vreau cu dracu, o să se ducă dracu și o da. să vadă ce o spățească. Dacă nu o să vină înapoi, nu mă întrebe unde Doamne ai fost. tot timpul au fost lângă tine, dar tu l-ai ascultat pe el, al, ce da, să fac? Da. Eu nu pot nici să-i dar este un contract între ei. Mm -hmm. între a lumină și întuneric, să spunem așa. Vezi, spun, deja doi egreguri mari, egreguri lumină și egreguri întunericului. Și egreguri întunericului conectează la el proliferare și țări și comandanți și șefi de stat da. și lideri, da. și tot ce mai e, Și atunci, uite, când înțelegem lucrurile astea cum funcționează, putem să facem adevărate miracole. Cu noi și cu viața noastră, că pur și simplu să știi conștient unde îmi investesc eu energiile. Să nu spune fă, fă darul sau bugății în ceruri. Dar în care e ceruri? Că dacă faci la dracu, dracu e, nu-i ceruri, dracu e, dai, e ceruri, dar e da. până la patru. Da. Adică 1, doi, trei, patru și patru inclusiv, adică e lumea lui materială. Adică asta e lui, da. Și tu ai impresia că îți faci, dar nu ai ce-ți fac bugății. Ei, făcându-ți dincul, înseamnă de la Cerul 4 în sus, adică deja chiar și pe noi, dacă arătăm, înseamnă de aici, aici, în sus, sus. în sus da. și încă și mai sus. Da. Așa. Când înțelegem lucrurile astea, pur și simplu înțelegem care e afacerea. Adică, să spune românul sau telespectatorul care nu înțelege, uite el, uite lumea și care e afacerea lumii cu el, cine pierde lumea în fața mea sau eu pierd în fața lumii ce vrea lumea de la mine și ce vreau eu de la lume, cum să fac negoțurile, târgurile, care cui și ce îi dă și în ce fel, înseamnă că, pur și simplu, este cetățean, nivel de conștiință zombie sau animal, trăiește exact așa cum trăiește și Ariciu, caca, papa, pipi, sex, protecție, căldurică, iar mâncare, iar nu știu ce, ne mulțim, producem și cu asta au terminat viața. Asta da. e ființă umană, dar nu e om da. Omul înseamnă uh, ceva va, mai va, va trebui să ne oprim Că oricum ne facem cele mai lungi episoade Ever și cred că toată lumea se bucură Pentru acest motiv Însă eu deja uh, Preconizez că o să reluăm Sub un alt titlu subiectul ăsta Și o să-l continuăm uh, Pentru că e valoros și pentru că uh, Livrează cunoaștere fundamentală Pe care probabil Revăzând și celelalte episoade Pe care le-am mai făcut împreună Lucrurile se vor așeza cu atât mai bine Pentru cei care te plac Te urmăresc și îți acordă încredere și timp Cu drag voi veni de fiecare da. dată Când va fi posibil Mulțumesc mult, și eu mulțumesc mult. Dragilor, ce să vă mai zic Nu mai e nimic de zis Împărtășiți cu cei dragi Puneți teluță la episod și reveniți către el De câte ori aveți nevoie Și bineînțeles mergeți cu sufletul curat și împăcat și liniștit și goliți de gânduri negative uh, către somn. Noapte bună și mulțumim că ne-ați urmărit până la final!